Țara a prosperat în continuare, pentru că urma la tron moștenitorul său, Mihai, acest lucru fiind foarte rar în istoria țărilor române. Iar când spun că țara a prosperat în continuare, vreau să spun că a mai prosperat încă un an și jumătate, întrucât în vara lui 1420, otomanii trec Dunărea și îl ucid în bătălie pe acest Mihai, care va fi înlocuit de către otomani cu Dan al II-lea, un alt fiu al lui Dan I. Și așa s-a sfârșit domnia celui mai puternic voievod muntean.